Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată pe scurt principale subiecte ale zilei. Piața de pește nefuncțională de 6 luni. Ministrul Petre Tobă vizită Fulger la Giurgiu. În loc de trandafiri, gard periculos pentru copii. Achiziții importante pentru PNL Giurgiu. Medalii pentru Giurgiu la campionatul național de Kempo. La 6 luni de la celebra inaugurare, piața de pește din Giurgiu bate pasul pe loc. Au avut loc 2 runde de licitații pentru închirierea spațiilor, fără succes însă. Iar primarul nu poate estima o dată pentru punerea în funcțiune a pieței. În ședința Consiliului Local din 5 aprilie, consilierii au aprobat regulamentul de organizare și funcționare a pieței de pește din Giurgiu. Consilierii nu și-au dat însă votul fără a cere explicații primarului despre nefuncționalitatea pieței inaugurată cu mare fast anul trecut în octombrie. Mai putem să estimăm, domnul primar, să zicem peste 3 luni. Când se va finaliza procedura de licitație a spațiilor, atunci voi anunța la câștigat. Cum să spun acum ceva care nu am aproximat? Nu palpabil, nu pot să știu. N-am cum să știu legal. Da. Bun, mai sunt intervenții. Dacă nu mai sunt, supune la vot cine este pentru. Toată lumea. Este cineva împotrivă? Stați un pic. Mai este cineva împotrivă? Stați cineva? Primarul Nicolae Barbu spune că, de fapt, anul trecut, piața de pește nu a fost inaugurată, ci a reprezentat doar o etapă intermediară din proiect, care nu a însemnat punerea în funcțiune a pieței. Dacă a fost așa, de ce giurgiuvenii au putut cumpăra în ziua inaugurării pește, iar a doua zi au găsit lacătul pe ușă? De altfel, piața de pește stă cu lacătul pe ușă de 6 luni, deci are director și angajați care, practic, nu prea au ce face într-o zi normală de lucru. Pe deasupra, spațiile din interiorul pieței de pește au fost scoase la licitație de 2 ori până acum, ambele runde soldându-se cu un eșec. Piața a fost construită din fonduri europene cu valoare totală de circa 7 milioane de lei. Ministrul Afacerilor Interne Petre Tobă a fost prezent astăzi la Giurgiu. Scopul vizitei sale în municipiu a fost o primă întâlnire cu toate structurile Ministerului Afacerilor Interne din Giurgiu, în cadrul căreia au avut loc consultări interne. Deși vizita a fost una discretă, după întâlnire Petre Tobă a acordat un interviu în exclusivitate pentru TV Giurgiu. De dimineață, în centrul orașului, zeci de polițiști se aflau în stradă pentru a asigura fluidizarea traficului și implicit pentru a asigura protecția ministrului afacerilor interne. Petre Tobă a făcut astăzi o vizită discretă la Giurgiu de parte de ochii presei, în cadrul căreia s-a întâlnit cu reprezentanții tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne din Giurgiu. Întâlnirea a avut loc la sediul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu. A fost o primă întâlnire cu toate structurile Ministerului Afacerilor Interne. Am avut o consultare, ținând cont că la ora 12 urmează să am o întâlnire cu viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne din Bulgaria. Tema principală a întâlnirii va fi măsurile pe care România și Bulgaria trebuie să le luăm în vederea combaterii migrației ilegale, precum și pentru îmbunătățirea cooperării între structurile noastre. Din Giurgiu, ministrul Petre Tobă a plecat în Bulgaria, unde a avut o întâlnire cu ministrul Afacerilor Interne al Bulgariei. Tema întâlnirii cu ministrul Afacerilor de Interne din Bulgaria a fost aplicarea măsurilor de către cele două state în vederea stopării migrațiilor ilegale. După ce anul trecut primăria Giurgiu scotea gardurile de pe șoseaua București, iar primarul Nicolae Barbu le sugera mamelor pe Facebook să-și țină copiii de mână pe stradă, acum au apărut garduri noi. Noua confecție metalică preferată de primărie în locul gardului viu de trandafiri promis de primar este un adevărat pericol pentru copii, după cum spun chiar giurgiuvenii.
Deseori se întâmplă ca cetățenii orașului să-și manifeste public și la fața locului, în stradă, părerile despre ceea ce văd că se întâmplă în urbea lor, în materie de schimbări, amenajări, curățenie de primăvară sau, oricum s-or fi numind ele, acțiunile în care se utilizează bani publici, cetățeanul are dreptul să spună părerea despre ceea ce vede, ceea ce îi place și ceea ce îl îngrijorează. Bunele practici demonstrează că acolo unde autoritățile locale țin cont de păsul cetățeanului, comunitatea are de câștigat în dezvoltarea sa. Concret, este vorba despre recenta apariție pe strada București a unui gărduleț metalic care delimitează trotuarul de o zonă verde și carosabil. Gardurile de pe șoseaua București au fost dezafectate cu circa un an în urmă, iar cele noi au presupus cheltuielile altor fonduri publice. În plus, sunt mulți giurgiuveni care se plâng de faptul că noua confecție metalică ar putea pune în pericol copiii mici lăsați de părinți liberi să facă primii pași din viața atunci când sunt scoși la plimbare. Normal și normal, dar canta nu e, că trebuia să aibă o bară deasupra, să poată să fie mai rezistent, mai bine, mai pentru copii, chiar și un om mare. Dar asta se întâmplă la noi în România. S-a mai auzit treburile astea cu gardurile astea, când le-a luat, când le ia, când le pune... Ei, se apropie voturile și de aia. Mai se lovesc copiii la ele. Eu, chiar fiind așa, m-am lovit de el. Am vrut să trec pe unde nu trebuia și m-am lovit. Teama că lăsați liber copiii ar avea cel mai mult de suferit a fost ideea cel mai frecvent invocată de cei care au privit noua lucrare. Din mână. Nu pot să-l las pentru că scapă și se înțeapă în gardul ăla și nu e bun. Asta e părerea mea. Un alt gard din zona centrală, aflat în apropiere, cu aceeași destinație și aproape aceeași înălțime, scăpat până acum de dorința inovatoare, este însă mult mai sigur, dar și realizat pe când alte deal chef conducea destinele urbei. S-ar fi putut lua exemplu, deci, de la lucrarea existentă în parcul de vis-a-vis de turnul ceasornicului, dacă se argumenta necesitatea înlocuirii vechii împrejmuiri. Altfel, poate gardul viu realizat din trandafiri ar fi fost suficient și n-ar fi necesitat costurile începutei lucrări deja contestate de o parte a giurgiuvenilor. Vicepreședintele Consiliului Județean Dumitru Gavrila a făcut astăzi un anunț care poate provoca interes, dar poate să aducă și schimbări importante pe scena politică. El a spus că personalități foarte importante își vor anunța cât de curând venirea la PNL. Oameni importanți, oameni de valoare și cu multă experiență, asta a spus astăzi Dumitru Gavrila despre personalitățile care urmează să vină la PNL Giurgiu. În perioada următoare vor veni persoane importante, persoane care au condus destinele acestui județ cu ani în urmă și se alătură Partidului Național Liberal. Sunt oameni foarte importanți, oameni care au făcut ceva pentru municipiu și pentru județul Giurgiu. Împreună cu dânsii va mai veni o echipă foarte puternică de oameni cu personalitate, oameni care sunt convins că va face ceva ca județul Giurgiu să se dezvolte. Dumitru Beanu este candidatul PNL la președinția Consiliului Județean, a reconfirmat astăzi Dumitru Gavrila. El a întrebat totodată de ce alte partide nu își anunță candidații. Încă o dată afirm și cu mare responsabilitate, candidatul Partidului Național Liberal la funcția de președinte al Consiliului Județean Giurgiu este domnul Beanu Dumitru. Să nu se mai facă speculații în presă că va fi nu știu cine. Domnul Beanu Dumitru va fi candidatul nostru. Dar eu îmi pun întrebarea. Celelalte partide, pe cine are candidat? Pentru că nu a apărut decât Partidul Național Liberal de foarte mult timp și am spus, la municipiu, candidatul nostru este Nicolae Florian Floricel, cum îl știu giurgiuvenii noștri, iar la județ, domnul Beanu, din partea Partidului Social Democrat, care sau cine este candidatul la Consiliul Județean? Liderul liberal și-a exprimat totodată convingerea că la nivel de municipiu candidatul PNL la primărie, Florian Nicolae, are cele mai mari șanse să câștige alegerile. La nivel de municipiu consider că domnul Nicolae Florian, candidatul nostru, pornește cu prima șansă pentru că este un om echilibrat, un om iubit de către locuitorii din municipiul Giurgiu, un om care a demonstrat atâta timp, pentru că dânsul știți cu toții că vine din domeniul privat, a demonstrat prin ceea ce a făcut, creând foarte multe locuri de muncă atât în municipiul Giurgiu cât și în județul Giurgiu, în perioada cât
a fost și este deputat în această perioadă de 4 ani, este unul dintre parlamentarii noștri de Giurgiu foarte activi. M-aș bucura foarte mult ca locuitorii din municipiul Giurgiu să înțeleagă ca noi, locuitorii care locuim aici, să putem să ne mândrim că trăim în municipiul Giurgiu. Eu pot să spun că în ultimii 4 ani nu am văzut acest lucru. Municipiul Giurgiu, la ora actuală, este prăfuit. Multă mizerie. Nu-l critic pe domnul primar Babu. Nu. Poate mă gândesc că nu leagă chiar nimic de municipiul Giurgiu, dânsul fiind din Tulcea, în comparație cu domnul Nicolae Florian Floricel, care este din Giurgiu. Și știm cu toții, dacă ești din Giurgiu, într-o localitate unde și locuiești, poate te leagă ceva. Pe domnul Barbu chiar nu l-a legat nimic de Giurgiu. Dumitru Gavrilă a mai arătat că în cele mai multe localități din județ, candidații liberali au șanse reale pentru câștigarea alegerilor. El a mai precizat că foarte mulți giurgiuveni au optat să se înscrie în PNL în ultima perioadă. În această săptămână, polițiștii biroului rutier din cadrul inspectoratului Giurgiu au desfășurat acțiuni pentru reducerea cauzelor generatoare de accidente rutiere. În vizorul oamenilor legii au intrat atât pietonii care traversează neregulamentar, cât și șoferii care nu le acordă prioritate persoanelor care trec pe trecerea de pietoni. Și de această dată, sancțiunile nu au întârziat să apară. În medie, 26 de polițiști din cadrul structurilor de poliție rutieră și ordine publică de la Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu au acționat zilnic în sistem integrat în municipiu și pe principalele drumuri naționale și județene pentru reducerea cauzelor generatoare de accidente rutiere. Acțiunile s-au desfășurat punctual pe linia depistării și sancționării abaterilor pietonilor, dar și a conducătorilor auto care încalcă normele rutiere privind prioritatea de trecere. În numai câteva zile, peste 100 de persoane s-au ales cu sancțiuni pentru aceste abateri. În cadrul acțiunilor desfășurate de la începutul săptămânii au fost aplicate 119 sancțiuni contravenționale pietonilor care au traversat neregulamentar și 19 conducătorilor auto care nu au acordat prioritate participanților la trafic, respectiv pietonilor. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate însă în ultimele 24 de ore, polițiștii aplicând 120 de sancțiuni contravenționale în valoare de 25.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 10 permise de conducere și retrase 11 certificate de înmatriculare. Astfel de acțiuni se vor desfășura și pe toată perioada weekendului ce va urma. Organizația PNL Giurgiu și-a stabilit deja candidații pentru toate primăriile din județ. Între aceștia se află și primari în funcție sau foști primari ai unor localități, dar și tineri care sunt la prima experiență electorală. În conferința de presă de astăzi a PNL Giurgiu au fost prezentați doi dintre candidații liberali la două primării din județ. Este vorba despre Lucica Moldoveanu, care candidează la primăria Găujan și care a deținut funcția de primar în perioada 2008-2012 în această comună, și despre Costin Nan, candidat la primăria Izvoarele. Mi-am propus ca, dacă ne ajută Dumnezeu, pe data de 5 iunie 2016 să revin în fruntea comunei. Îmi doresc din suflet ca să dezvolt, în primul rând, educația, să creăm câteva locuri de muncă, să înflorim oricum Găujanul. Asta îmi doresc din suflet. Sper că alături de noul meu partid pe care mi l-am ales, ca să-l reprezint PNL, îmi doresc din suflet ca să nu dezamăgesc Găujanul, să nu fiu dezamăgită și îmi doresc să înflorească pe zi ce trece, odată cu ajungerea mea acolo. Mi-am format o echipă de consilieri foarte, oameni foarte serioși, cu care sper să fac o surpriză plăcută la alegerile din 5 iunie. Pentru comună, mi-aș dori să pot accesa cât mai multe fonduri europene, să asfaltarea străzilor din comuna Izvoarele și tot ce nu s-a reușit face până la acest moment. În perioada următoare, la conferințele de presă ale PNL Giurgiu vor participa și alți candidați la primăriile din județ. Organizația Liberală a stabilit deja candidații în toate localitățile giurgiuvene. Asociația Euroregiunea Danubiu s-a împlinit în acest an 14 ani de la înființare. Evenimentul a fost marcat azi prin întâlnirea adunării generale a asociației, unde au luat parte membrii din Ruse și Giurgiu.
Asociația Euroregiunea Danubiu s-a luat ființă în urmă cu 14 ani și de fiecare dată membrii acesteia din Ruse și Giurgiu se întâlnesc în luna aprilie pentru a face un scurt bilanț al activităților din anul trecut, dar și pentru a puncta proiectele de viitor. Astfel, pe parcursul anului 2015, activitatea asociației a fost dinamică și a implicat multe aspecte, în special pentru a atrage fonduri europene pentru regiunea Giurgiu-Ruse. O proiectă de raută prin 2015. Să mulțumesc pentru activitatea perseverentă realizată în anul 2015. Как то по отношение на създаването на нашите проекти. Precum în alcătuirea, crearea și realizarea proiectelor noastre. С които кандидатствахме по Интеррег ПЕТА. Cu care am candidat la Интеррег. Mă scuzați dacă greșesc. Da. Както и за съвместната ни работа в уникалната, ще я нарека, Българо-Румънска земеделска комисия. Precum și pentru activitatea, în special pentru activitatea care am realizat-o într-o experiență unică, Comisia Bulgaro-Română de Agricultură. În cadrul întâlnirii membrilor Asociației Euroregiunea Danubius a fost prezentat și un document semnat de toți parlamentarii giurgiuveni, în care aceștia își exprimă sprijinul pentru construirea unei autostrăzi între Ruse și Veliko-Târnovo, care va ocoli zonele urbane Ruse și Giurgiu cu acces direct la drumul rapid Giurgiu-București. În document sunt prezentate și avantajele unei autostrăzi între Ruse și Veliko-Târnovo, printre care perspectiva de a avea o linie de cale ferată de mare viteză de la București la Istanbul, pentru aceasta fiind necesară construirea unui nou pod peste Dunăre. Dorința de a îmbrățișa meseria de actor avea să se concretizeze pentru Patricia Arquette încă de la 18 ani, când americancei îi se atribuia primul rol în filmul Pretty Smart. Astăzi cunoscută artistă, care aniversează 48 de ani de viață, se bucură de o carieră apreciată și de premiile dobândite, din care face parte și un Oscar pentru prestație într-un rol secundar. Patricia Arquette, sora actorilor Rosanna și David Arquette, și-ar fi dorit să devină actriță la rândul ei, dar cât a putut conștientiza Patricia că plecarea sa de acasă, de la vârsta de 15 ani, putea să-i pună în pericol planul, asta nu contează în cazul de față. La 18 ani, dorința americancei, venită pe lume în Chicago la 8 aprilie 1969, începea să se concretizeze, pentru că primea întâiul său rol într-un film numit Pretty Smart. În 1987, succesul actriței era incontestabil și respectiva perioadă punea la dispoziția fanilor americancei titlurile unor filme precum A Nightmare on Elm Street 3 sau Dream Warriors. Cariera celei care devenise deja iubită de publicul cinefil cunoaște apogeul la începutul anilor 90 cu filme ca Lost Highway sau True Romance. Un glob de aur și un Oscar pentru un rol secundar în Boyhood aduce actrița în elita hollywoodiană, încununându-și astfel activitatea profesională cu premii pe care probabil nu le visa când și-a propus să devină actriță. Rămâneți cu TV Giurgiu, jurnalul continuă cu rubricile sport și meteo.
După cupa fotbalistică de anul trecut, Liga Prieteniei vă invită acum la o nouă competiție amicală. În curând, Liga Prieteniei sezonul 2, un campionat organizat de Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. Înscrieri până pe 15 aprilie la sediul Asociației Umanitare Uniți pentru Giurgiu sau la telefon 0736 651 925. Liga Prieteniei sezonul 2, sport, distracție și prietenie. Înscrieți-vă echipa, campionatul începe curând. Returul play-off-ului începe pentru Astra Giurgiu cu întâlnirea de la Constanța în fața formației Viitorul condusă de Gică Hagi. O partidă care va avea fluierul de start mâine de la orele 20:30 de minute și asupra căreia planează suspiciunea că elevii lui Hagi sunt instruiți să încurce pe giurgiuveni în favoarea FCSB-ului. Pe de o parte, antrenorul Viitorului a declarat că va aborda partida cu rezervele. Pe de altă parte, Marius Mudică este convins că există o conspirație împotriva Astrei și a sa personal, începând cu chemarea sa la Comisia de Disciplină pentru o eventuală nouă suspendare legată de așa zisele gesturi obscene făcute la meciul câștigat de Steaua la Pitești cu 1-0 în turul semifinalelor Cupei Ligii. Avem un avocat care se ocupă de acest caz. Eu sper să rămână pe bancă, pentru că această echipă are nevoie de Marius Mudică pe bancă și nu neapărat echipa, fotbalul românesc are nevoie de un om și de un antrenor ca Marius Mudică. Săptămâna aceasta, tehnicianul giurgiuvenilor nu s-a prezentat în fața comisiei, invocând că n-a avut timp fiind la antrenament cu echipa sa. Astfel, comisia de disciplină a rămas în pronunțare, mai ales că nici reprezentanții FRF, care au făcut sesizarea în acest caz, nu s-au prezentat. De altfel, juristul clubului Astra a cerut în ședința de miercuri a comisiei să considere neregulamentară sesizarea Federației Române de Fotbal. În ultimele patru partide ale Astrei împotriva celor de la Viitorul, giurgiuvenii au învins de 3 ori și au făcut un egal. După etapă liniștită sâmbătă trecută, mâine în Liga 4-a fotbalistică este programată etapa 19-a. Toate partidele urmă să înceapă la orele 16. În Seria Sud, formația Viitorul Vedea va primi vizita Progresului din Valea Dragului, cu speranța gazdelor că cel puțin un punct le poate oferi perspectiva unei evadări din grupul Codașelor vizate de o eventuală retrogradare. Partida mai echilibrată la Oinacu, unde oaspeți vor fi cei din Mihai Bravu, apoi Real Vărăști va fi gazdă pentru Mihai Viteazu Cărugăreni, într-o întâlnire a Codașelor clasamentului. Real Colibaș, Spicul Izvoru se anunță o partidă cu șanse mici pentru oaspeți, iar o întâlnire foarte interesantă va fi cu siguranță la Prundu, unde tunarii din Malu vin pregătiți pentru o victorie care să-i mențină în lupta pentru titlu. Echipa locală Dumera Giurgiu va juca la Hotarele, liderul clasamentului mizând de asemenea pe 3 puncte în deplasare, iar ultima partidă din etapa 19-a va fi între ASE Voința Slobozia și CSE Unirea Izvoarele, iarăși o întâlnire importantă, de rezultatul căreia depinde configurația primelor 3 echipe din clasamentul Seriei Sud. Așadar, mâine etapa cu numărul 19 și a 6-a din retur, cu 7 etape înainte de finalul campionatului, clasamentul fiind cu Dunărea Giurgiu pe primul loc, urmată de Arsenal Malu la 2 puncte în spate, apoi vine CSE Unirea Izvoarele la 5 puncte de lider. Un lot de 16 sportivi ai clubului de Chempo, condus de giurgiuveanul Ionuț Mitra, a participat recent la Campionatul Național al Federației Române de Chempo, desfășurat la Centrul Sportiv Apollo din capitală. Toți sportivii din lot au fost înscriși la proba submission, iar 13 dintre aceștia au participat și la confruntarea knockdown, reușind un total de 23 de medalii, 7 de aur, 4 de argint și 12 medalii de bronz. Ne-am întors de acolo cu un efectiv de 23 de medalii, 7 de aur, 4 de argint și 12 de bronz. Eu zic că este un rezultat foarte bun și sperăm ca pe viitor să obținem cât mai multe medalii de aur. Deși este un club tânăr, clubul condus de Ionuț Mitra este unul marcat de multă ambiție, ce se vrea bine plasat la nivel național. Încă nu s-a întocmit un clasament al cluburilor la nivel național. Eu zic că suntem pe o poziție fruntașă și sperăm să ne menținem acolo. După cum imaginile prezentate de noi vorbesc de la sine, i-am surprins pe sportivii clubului la antrenament, în pregătire pentru viitoarele competiții. Pe viitor dorim să participăm la campionatele mondiale de Chempo, care se vor organiza în România, la București, la Centrul Sportiv Apollo, în perioada 19-22 aprilie. Sperăm ca noi să ne deplasăm cu un efectiv cât mai mare de sportivi și să obținem rezultate foarte bune acolo.
În prezent, Ionuț Mitra pregătește un lot de peste 50 de sportivi, clubul său luând ființă în noiembrie 2014 și fiind anul trecut pe locul 3 în topul cluburilor giurgiuvene. Tot la finalul anului trecut, Ionuț Mitra a fost desemnat de către reprezentanții Ministerului Tineretului și Sportului ca fiind sportivul anului 2015 la nivel de județ. După cupa fotbalistică de anul trecut, Liga Prieteniei vă invită acum la o nouă competiție amicală. În curând, Liga Prieteniei sezonul 2, un campionat organizat de Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. Înscrieri până pe 15 aprilie la sediul Asociației Umanitare Uniți pentru Giurgiu sau la telefon 0736 651 925. Liga Prieteniei sezonul 2, sport, distracție și prietenie. Înscrieți-vă echipa, campionatul începe curând. Sâmbătă se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice pe arii relativ extinse în jumătatea de vest a țării și local în rest. Izolat, îndeosebi la munte, cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Vântul va avea unele intensificări la munte, în est și sud-est. Maximile vor fi în scădere și vor fi cuprinse între 13-14 grade pe litoral și 24 de grade în sudul Munteniei. Și duminică vom avea o vreme închisă. Pe arii relativ extinse în toate regiunile, temporar vor fi ploi, mai ales averse și posibil descărcări electrice, iar vântul va avea unele intensificări în sud-vest și la munte. Maximile se vor încadra între 15 grade la Timișoara și Miercurea Ciuc și 23 de grade în Bacău, iar mai coborâte în zona deltei Dunării spre 13 grade. Plouă și în Giurgiu, duminică, în jur de 11 grade avem dimineața și 17-18 grade la amiază. În județul Giurgiu se vor înregistra 21 de grade la Bolintin Vale, Mihăilești, Ghimpații, Zvoarele, Hotarele și Comana și 22 de grade Celsius la Giurgiu. Viteza vântului va atinge 8 km pe oră din direcție nord-est, în timp ce presiunea atmosferică va înregistra 761 de milimetri coroană de mercur. În aer, umiditatea va atinge 72%, iar cotele apelor Dunării, în continuare în scădere, cu 10 până la 20 de centimetri, vor atinge cota probabilă de 271 de centimetri. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți în continuare cu TV Giurgiu. Puteți urmări emisiunile Iluzii, Prejudecăți, Perspective și Cronica Giurgiuveană. Sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă doresc un weekend excelent!